Comenzile s-au mulțit peste tot pentru că până la Crăciun mai este doar o săptămână. Carnea, dulciurile sau cozonacii sunt primele pe listă în aceste zile. Cei care nu au timp cumpără de la tobă și salată băf până la sarmale și friptură gata făcute. Cofetăriile și băcăniile spun că vor închide însă listele în curând. În această carmangerie, oamenii au venit cu listele pregătite. Am văzut că ai o listă mare. Ce anume cumperi? De toate. Cârnați, ceafă, pulpă, carne tocată pentru jumări. Am mai luat, dar acum am luat carne de lucru ceva. De azi, într-o săptămână, e Crăciunul și ce o să, nu mă gândesc ce o să fie vineri, sâmbătă. Mulți au încercat să cumpere mai devreme produsele pentru sărbători, dar sunt mai cumpătați decât în anii trecuți. Cei care nu vor să gătească de la zero preferă preparatele gata de pus în cuptor. Noua generație de clienți vine mult mai comod din spate și preferă semi-preparatele, sarmalele aproape gătite, doar să le încălzească la cuptor 10-15 minute. Vânzarea este a la carte, ca să spunem așa, fiecare vine și alege și primul venit, primul servit. Și în magazinele online, cumpărăturile de Crăciun au început deja. Cozonacii artizanali, mandarinele, toate multe sortimente de dulciuri. Au început să se vândă și produsele gătite specifice sezonului, cum ar fi piftia, toba și altele. Alții s-au înscris pe listele deschise de băcănii, inclusiv pentru preparatele gătite. Pe 18-19 închidem comenzile, să putem să le pregătim, și sunt în jur de 70-80 de comenzi care conțin și mâncare gătită. În fiecare an am reușit, la majoritatea produselor, să avem până în ultima zi produse disponibile în magazin fără precomandă. Pe bază de comenzi au funcționat în această perioadă și cofetăriile. Angajații au muncit zi și noapte pentru a livra toți cozonacii. Ca și număr de cozonaci, anul acesta cred că depășim 2000. S-a revenit la comenzile de corporate, iar asta s-a super resimțit. Adică din nou companiile trimit partenerilor, angajaților pachete cadou și pentru noi a fost super. Cele mai multe cofetării vor închide listele de comenzi la mijlocul acestei săptămâni, dacă nu ajung până atunci la capacitatea maximă.